Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Marina Nițoiu și vă aduc informațiile Meteo. Pentru început, haideți să vedem cum va fi pe continent. În sudul și sud-estul Europei, vremea va fi frumoasă. În rest, vor fi înnorări temporare. Prin partea central-nordvestică și prin sud-est, sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie la poviță și ninsoare. În partea estică și nord-estică va fi ger. Și la noi, în această noapte, va fi ger în nordul țării, în nord-est și prin centru. Tot în aceste zile, zone cerul va fi mai mult acoperit și local va ninge. În rest, înnorările vor fi doar temporare. Mai sunt de așteptați câțiva fulgi de zăpadă prin vestul țării și prin sud-est. Izolat va fi ceață asociată cu depunere de chiciură. Iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 18 și minus 8 grade. Începutul de săptămână va fi unul deosebit de rece. Cerul va fi variabil în Oltenia și Muntenia, unde numai cu totul izolat vor fi posibile fulguieli trecători. Mai inorat va fi în celelalte regiuni, mai ales în jumătatea nordică a țării. Local și temporar va ninge slab. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 11 și 0 grade Celsius. Mâine, în București, vom avea o dimineață geroasă. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă, iată, minus 1 grad Celsius. Ziua de marți va fi asemănătoare. Dimineața ger, pe timpul zilei nori foarte puțini, așadar vedem și soarele, destul de mult, iar temperatura maximă nu va depăși minus 1 grad Celsius. De miercuri mai cresc temperaturile, în Însă vom avea vreme destul de rece dimineața și noaptea, 4 grade la amiază. La munte, mâine, va fi ger. Local și temporar va ninge slab. Vântul va avea intensificări, îndeoseb, în zona înaltă a carpaților meridional și de curbură. Și marți, în cea mai mare parte a țării, va fi deosebit de frig, mai ales dimineața. Cerul va fi acoperit în vestul, centrul și nord-vestul țării. Iar spre seară, norii se mută și prin nord-est, unde temporar va ninge. Temperaturile maxime așteptate se vor încadra între minus 7 și minus 2 grade Celsius. De miercuri începem să scăpăm așa ușor-ușor de ger, cu toate că vremea va fi destul de rece în continuare, mai ales în primele ore ale zilei. Temperaturile maxime vor fi pozitive și cuprinse între 0 și 6 grade Celsius. Prin regiunile intracarpatice sunt anunțate local sors slabe, iar în vest și nord-vest vor fi condiții de polei. În restul țării, în orările vor fi temporare și doar izolat sunt anunțate fulguieli prin nordul Moldovei. Cam atât despre vreme. De mâine V redu, v redu. Vrnemo se s kolegom, Lili Braga. Seara, linistita, saj imate.